și la ALDE au fost definitivate listele pentru alegerile parlamentare din 2016. La Camera Deputaților, pe locul întâi, a fost trimis de la București Daniel Chițoiu, fost ministru al economiei în guvernul Ponta, urmat de Ioana Saftei, copreședinte ALDE Neamț. La Senat, locul întâi a fost adjudecat de Mihai Alexandru, consilier județean, copreședinte ALDE Neamț. La Camera Deputaților, lista va fi deschisă de domnul ministru Daniel Chițoiu, fost vicepremier. Pe locul 2, domnul copreședinte a Saftei, iar la Senat, lista e deschisă de celălalt copreședinte subsemnat, Alexandru Mihai. Și pe locul 2? Pe locul 2 nu vă pot spune acum, se va discuta, probabil mâine se va lua o hotărâre. Colegul nostru, domnul Luca, s-a retras și atunci trebuie să regândim lista de la locul 2 în jos. Care sunt șansele formațiunii politice pe care o reprezentați de a câștiga sau care e targetul propus pentru județul Neamț? Îl așteptăm și pe domnul Daniel Chițoiu să ajungă la noi în județ. Probabil lucrul acesta se va întâmpla mâine, cel cât viu poimine, pentru că vom depune dosarele de candidaturi. Nu-mi place să dau pronosticuri, dar cu siguranță ALDE trebuie să-și mențină cel puțin scorul obținut în 2012. Mai exact, ALDE s-a avut un deputat. Acesta este obiectivul imediat. Iar, bineînțeles, dacă ne vom face treaba fiecare în dreptul lui, putem să sperăm la mai multe. Dar obiectivul imediat este obținerea unui mandat de deputat. Și ce pot să spun e că nu se va mai repeta situația de la local, când în unele zone s-a muncit, în altele mai puțin. Avem exemple, localități cu două voturi obținute și... Sunt de notorietate neînțelegerile la nivelul conducerii ALDE Neamț între copreședinții Ioana Saftei și Mihai Alexandru. Imediat după decizia centrului ca listele să fie deschise la Senat de Mihai Alexandru, Ioana Saftei a declarat că mai tânărul său coleg își asumă o mare răspundere în ceea ce privește scorul electoral al partidului.